Ucraina ar putea să aștepte degeaba un sistem patriot de la țara noastră potrivit surselor. Analiza făcută de Ministerul Apărării arată că nu ne permitem în acest moment să renunțăm la vreo componentă de apărare antiaeriană. Și chiar dacă analiza este gata, președintele a decis să mai tragă de timp ca anunțul oficial să convoace și să convoace ce se atea abia după alegeri. Motivul neoficial al amânării este că nu vrea să influențeze alegerile locale. Colegul nostru, Laurențiu Rădulescu, vine cu toate informațiile. Bun găsit, Laurențiu! Da, bună ziua! Există într-adevăr o discrepanță destul de mare între partea politică și cea militară pentru că s-a discutat foarte mult despre acest lucru, începând cu, uh, haide să nu-i spunem presiune venită dinspre Statele Unite ale Americii în uh, ceea ce înseamnă cedarea acelui sistem uh, de apărare uh, antiaeriană de tip Patriot pe care România îl are, singurul sistem funcțional în momentul de față, uh, dar discutăm despre o cerere anume care a venit să ne aducă aducem aminte în urma vizitei președintelui României Claus Iohani și spunea atunci președintele Joe Biden, președintele Statelor Unite, că România ar trebui să cedeze acest sistem de apărare antiaeriană de tip Patriot cât mai repede cu putință Ucrainei în condițiile unei compensări. Haideți să-i spunem, nu se știe în momentul de față ce înseamnă această compensare. Surse neoficiale din cadrul Ministerului Apărării Naționale spun în schimb faptul că MAPN-ul nu ar fi de acord cu cedarea acestui sistem Petrio, ținând cont că este singurul sistem operațional la această oră pe care țara noastră îl, îl are. Sunt patru sisteme care de altfel au fost achiziționate, șapte în total pe care România le va cumpăra în total, dar este singurul sistem pe care îl putem avea operațional la această oră pentru a apăra spațiul aerian românesc, chiar din informațiile pe care le avem noi, atât ministrul apărării, cât și șeful armatei, nu ar dori să cedeze acest sistem antiaerian Ucrainei, cel puțin până la această oră. CSAT-ul pentru a lua o decizie, bineînțeles, va trebui să se întrunească, iar faptul că nu s-a întrunit până acum arată foarte clar, cât se poate declar de altfel, faptul că România nu își asumă decizii atât de importante, cel puțin înaintea alegerilor pe care le va avea. Rămâne de văzut pentru că până acum cel puțin nu a, fost dată, nu a fost avansată niciodată clară în ceea ce privește alegerii, în ceea ce privește momentul în care va avea loc, data în care va avea loc acest CSAT, în urma căruia, desigur, vom putea decide dacă România va ceda sau nu sistemul Petriot Ucrainei.